Oricât de mult economisește românul atunci când iese la cumpărături cu prilejul sărbătorilor, acesta nu mai ține cont de bani și încearcă să cumpere din toate câte puțin. De Paște, gospodinele au preparat bucate tradiționale, dar spre deosebire de anii trecuți, alimentele nu mai ajung la tomberon. Motivul? Criza i-a învățat pe români să chibzuiască banii, astfel încât preparatele nu au mai fost în exces. Atât cât este nevoie. De ce? Ce să facem? Asta este cu economia de piață. Dacă era cum era înainte și îți mai rămânea niște bani și din salariu și din pensie, ți puneai deoparte și aveai acolo la sfârșitul anului. Dar acum dacă nu prea mai rămân cine știe, trebuie să te limitezi la cât ai și atât. Facem suficient cât să consume, ca să nu se arunce. Nu, dar niciodată nu arunc. Mai e de aruncat? Ne permite. Se spune că atunci când este sărbătoare, de pe masa românului nu trebuie să lipsească nimic. Și dacă statisticile europene arătau că românii aruncă la gunoi circa 100 de kilograme de mâncare pe an, în 2015 situația pare să se schimbe.